Salutare tuturor și bine v-am găsit, sunt Goku Dor și astăzi suntem în varianta japoneză de Dokkan și asta pentru că vreau să fac ceva să amâne pe bannerul cu noul Super Saiyan 3 Bardock, liderul pentru categoria Super Saiyan 3, un lider foarte puternic, o carte foarte, foarte bună și m-aș bucura foarte tare să iau cartea asta. Sau, de ce nu, un Super Saiyan 3 Goku Engine, nu l-am nici pe el, sau foarte mișto ar fi acel Golden Freezer Angel, da, pentru că este liderul care ne ajută să ne luptăm cu Super Saiyan 3, noul mod, da, noul mod extrem de la Extreme Set Awaken. Ar fi foarte mișto cartea aia, dar hai să vedem ce se întâmplă bannerul ăsta. O să facem ceva multuri aici, avem 300 de stones, o să facem un grup summon, da, pentru început. Așa că rămâneți alături de mine și haideți să vedem ce putem să obținem astăzi pe bannerul ăsta nou, ok? Hai să începem cu un grup summon, de ce nu, da? Deci, dacă aveți stones, haideți să facem un grup summon pentru început pe bannerul ăsta. Să vedem ce carte putem lua aici. Oh, a fost o grămadă de poți acolo. Deci, pregătiți-vă. 3, 2... 1 și Super Saiyan 1, 2 și atât. Ar fost ceva să fie Super Saiyan 3 la grup summon. Ok, deci am luat doar o carte SR la grup summon ăsta, dar probabil că ați luat voi ceva mai bun. Iar dacă ați luat ceva bun la grup sau nu ăsta, nu ezitați să-mi spuneți în comentarii, sunt curios ce cărți ați luat. Iar acum hai să trecem la primul multi de pe bannerul ăsta, să vedem dacă putem lua un Super Saiyan 3. Oh. Am ceva emoții, avem ceva pods aici. În ultimul timp pe japonez nu prea mi-a surs norocul. În ultimul video am luat pe global acolo o grămadă de cărți bune. Dar hai să vedem ce putem lua în japonez. A fost un SSR acolo. A fost Inked Future Trunks, la fel o carte foarte bună pe care nu o aveam și o carte foarte bună pentru echipa mea, Super Inked. Avem și un Bardock acolo, SR, AGL, la fel se poate evolua în Super Saiyan 3. O carte free to play foarte, foarte bună. Așa că haide să continuăm cu al doilea multi. Ok, nu e rău, din primul multi un SSR. Dacă ar continua măcar așa pe multi un SSR ar fi bine. Am avut acolo un Hercule pe partea dreaptă. Normal, asta ne prezice că nu vor fi cărți foarte bune. Sper să nu fie adevărat. Pan... Hercule, Tien, din nou un Bardock din ăsta, măcar să pot maximiza pe acel Bardock SR. Ok, avem un multi mort, al doilea multi, un multi mort, hai să avem al treilea multi. Sper să ne-am măcar o carte de pe banner din toate stone-urile astea. Mamă, un singur pod a fost acolo. Nu știu ce se întâmplă pe japonezul ăsta al meu în ultimul timp. De obicei aveam mult mai mult noroc pe versiunea japoneză.
Android 19, primul multi, un SSR și atât. Din nou un bardo din ăsta. Mamă, mamă. Nu pot să cred, frate. Raditz, din nou un Bardock. Fuck, al doilea multi mort. Bă, hai să mai facem un single summon. Dacă vreți să faceți împreună cu mine, puteți face un... hai să-l considerăm un grup summon, ok? Sper să mi se schimbe norocul. Haideți să vedem. Ah, wow, baseball. Ce se întâmplă pe bannerul ăsta? Carte rară. Nu arată bine deloc și nu-mi place chestia asta. Da, consum din nou 300 de stones și nu îmi dă din nou nimic. Situație foarte nașpa. Super Saiyan 1, 2. Nu vrea 3 ăla. Ai, ai, ai. Este Int Janemba. Am crezut că este din nou un SSR, dar din nou un SSR slab. Bine, acel transnor e slab. Oh, al doilea SSR pe multiul ăsta. Oh my. De ce asta? Când putea să fie altceva? De ce? De ce? De ce? De ce? De ce? Doi SSR, dar... Nu am nevoie de cărțile ăștia, frate. Cel puțin o carte de pe banner. Cel puțin mai avem două multiuri rămase. 3, 2, 1. Hai, frate, hai. Unde e norocul ăla? Unde ești? Unde ești? Videl. Din nou un Bardock. Partea bună e că măcar o să pot să-l maximizez pe Bardock ăsta free to play. Din nou, frate! Mamă, mamă, mamă! Hercule. Wow. Wow. Ultimul multi și mi s-au cam dus speranțele în momentul ăsta. Nu mai sper la cine știe ce. Hai să fie cu noroc. Haide frate. Nici măcar un Super Saiyan 3 Angel, un Freezer, un ceva de pe bannerul ăla. Mama lui de banner. Da, frate, da. Super Saiyan 3 Goku Angel. Da, aveam nevoie de tine. Aveam nevoie de cartea asta. Nu aveam Neogat Leader pentru Super Tech. Ok, măcar nu este totul pierdut. Am luat cel puțin o carte bună din toate stone-urile astea și o să-l maximizăm și pe acest Bardock AGL. Da, deci cam asta a fost, cu asta am ales de pe bannerul ăsta. M-am ales cu acel Int Trunks, acel Int Future Trunks, nu este rău deloc. Și Super Saiyan 3 Angel Goku, o carte foarte bună, un Neogat Leader.
Din păcate, niciun Bardock din toate multurile ăștia, dar haide să mai încercăm totuși un grup summon pentru finalul videoului, da? Haide să mai încercăm încă un grup summon împreună și să vedem ce va fi la grup summon-ul ăsta. O grămadă de pods, nu le-am numărat, nu reușesc să le număr niciodată. Și Super Saiyan 2, bineînțeles că doar 2-ul. Oh, încă un Janemba. Ok, deja am două copii din el. O să pun Dodge pe el. Asta 100%. O să pun Dodge pe el. Pentru că Janemba ăsta este foarte bun cu Dodge pe el. Da? Da, deci cam asta a fost pentru azi. Ne-am ales cu două copii din Janemba ăsta, un Int Future Trunks, ce mai fost acolo, o copie pentru Super Baby 2, dacă nu mă înșel, Vegeta Baby, da? Dar cam asta a fost la grup, s-am numit cel puțin, am luat un SSR. Dacă ați luat și voi ceva SSR sau că spune, chiar vreau să-mi spuneți în comentarii. Astea au fost summonele mele de azi, nu sunt așa foarte fericit pentru că aș fi vrut măcar pe acel Angel Freezer datorită noului mod Super Saiyan 3, da, acel Extreme Z Awaken. De la nivelul 20 încolo nu mai poți să îl bați dacă nu ai, nu ai categoria aceea, da, Revived Warriors. Și cum ăsta ar fi, deci Angel, Golden Freezer ăsta, Angel ar fi liderul pentru categoria asta, nu ai nicio șansă fără el. Asta m-aș fi bucurat să-l iau pe acela, ca că nu-l luam pe Bardock. Dar asta este, ne-am ales pentru astăzi cu acel Super Saiyan 3 Goku Angel, o carte foarte bună, din nou zic este asta, da, pentru că este o carte foarte bună. Da, ce să zic, că... nu pot să mă plâng, dar nu sunt nici foarte fericit, da? Dar asta este Dokkanul, da? Ne dă palpitații, apoi ne omoară de tot la sfârșitul summon-ului. Până în momentul când vine acel summon care chiar te face să sar de pe scaun, da? Să țopăi prin casă. Ok, asta a fost pentru astăzi. Spuneți-mi în comentarii dacă să luați, că spune de pe Benul ăsta, dacă reușiți să luați pe Bardock Super Saiyan 3 sau acel Angel Freezer, da? Golden Freezer, m-ar bucura foarte mult să știu chestia asta. Asta a fost, vă mulțumesc pentru vizionare și ne auzim data viitoare. Bye guys!